Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața, o cafea să treacă greața! Ne-a fost greață sau nu ne-a fost greață după alegerile astea? Ce părere aveți? Niște alegeri în ton cu vremea, niște alegeri în ton cu vremurile. Cafeluță bună! Cafeluță bună pe care o bem împreună. Mulțumesc pentru această cafea oferită diasporei, prietenului Adrian din California. Mulțumesc frumos celor doi ardeleni din Florida, care nu mă uită niciodată. Mulțumesc lui Ildi și Chris din UK. Și mulțumesc și Gabrielei de aici din România, din diaspora normală. Mulțumesc de cafea. Da, păi ce să facem? La noi încă se numără voturile. Deși am avut cea mai mică prezență la parlamentare, încă se numără voturile. Tot timpul, din două în două ore sau de când în când, televiziunile prezintă rezultatele parțiale. Sau mai bine zis, rezultatele parțiale. Pe americani au numărat zeci de milioane de voturi în 24 de ore și noi nu putem număra câteva sute de mii? Sau să așteaptă să aducă poșta română voturile prin corespondență, deodată cu urările de Paște pentru anul 2019. Degeaba. Dar cât de parțiale ar fi alegerile, vestea așa mai bunicică e că Ponta oricum nu intră, Ponta nu intră în Parlament. Aș fi zis că se retrage din politică, și-a luat două xeroxuri, sunteți nebuni, și-a luat două xeroxuri să-și facă acum copii, că nimeni nu-i mai zice doctore, dacă nu mai e în politică, poate să-și plagieze el cât vrea, să se autoplagieze dacă dorește. Dar chiar Ponta, la cât de mare era pe vremuri, nu îi se face un meci de retragere la Romexpo? Upsii, la Romexpo se pregătește centru pentru siringuțe, da. Se dedică familiei domnul Ponta. Cred că Daciana e disperată, dar Daciana e la Bruxelles, nu-i euro sau habar n-am. În fine, și-o găsi el ceva de lucru pe lângă casă. Îl mai ajută pe socru sau pe Ilie Sârbu, mai iese cu el la o vânătoare, poate lea și țiriac la o vânătoare de mistreți. Nu, se descurcă. Tăricianu, săracu, e mai disperat, își caută nevastă. Își caută nevastă a 8-a, a 9-a, nu știu a câta. A auzit că a intrat aur în Parlament. Fiți atenți, mă, ce perversi Tăricianu. A auzit că a intrat aur în Parlament și și-a făcut imediat un partid. A plecat din Pro-România și a făcut el un partid, Cupru. Cupru, ci că aurul merge bine în aliaj cu Cupru. Aurul merge cu Cupru în aliaj. Domnul Tăricianu, în aliaj, nu în alianță. Și-a făcut el partidul Cupru. Ăsta și-ar face partid cu orice denumire. Și cu marjă de eroare, să-i zică, numai să intre în Parlament, să scape de dosarele. Da, buymeacoffee.com, slash Nicu Bendea, mulțumesc frumos celor mai sus menționați, diaspora-i cu noi. A intrat aurul în Parlament, bravo lor! Bă, ăștia nu au avut bani cum au avut partidele parlamentare, s-au descurcat cu un autobuz, au mers prin toată țara. Așa, ca suporterii, ca huligani, și au reușit, uite, un scor frumos. Cine s-ar fi gândit? Domnișoarele de la putere? A, nouă, nu ne place aurul, nouă, ne place platina. În altă ordine de idei, ce se zicea până acum? Că în Parlament avem corupți, leneși, lingăi, hoți. Uite că acum avem și aur. Avem un drop de aur. Unde mai găsești aur în România? În Parlament și la Roșia Montană. Corect, corect. Dar s-au și izolat. Au zis că ei nu fac alianță cu nimeni, stau acolo în Parlament, o să crească în sondaje, o să crească în intenția de vot, pentru că ei sunt un partid antisistem. Antisistem, antivaccinare, antisistemul Salam, antisisteme de ecuații cu două necunoscute, anti. Și o să joace pe cartea asta. Klaus Iohannis, e lumea lui acum, e lumea lui. După ce o ținut tot timp de două luni cu PSD, acum cheamă partidele la consultări. Sau la consultații, cum îi place lui să spună. Ca pe vremuri la consultații, poate mai face un leu de doi acum înainte de Crăciun. Până una alta, l-a nominalizat drept premier interimar pe ministru de la interne, pe domnul Ciucă. Acum toate partidele dau premierul. Cioloș nu se mai pune problema, că deja el se și vede timp de 4 ani premierul României să implementeze niște soluții așa cum implementează Pirica, Ceapa de Sălaș. Da, pântârc se vorbește că se caută premier. Doamna Dăncilă a zis, a spus cineva, premieră? N-am mai fost de mult la teatru. Nu, doamna Dăncilă, stați liniștită.
Bine a fost și când a fost dumneavoastră, no, de acum urmează partea nasoală. L-a pus pe Ciucă. L-a pus pe Ciucă în locul lui Orban. Ciucă de la interne, dita mai general cu nu știu câte stele, parcă-i coniac. Da, păi sperăm să nu fie un Orban Ciucă ăsta, iar Orban săracul să nu fie Ciuca bătăilor în partid, că l-or tras acum un picus pe linie moarte, ci că-i dau funcția aia de președinte la Camera Deputaților. El a spus, nu mă cramponez de o funcție, și-a luat chitara. Vezi ce înseamnă să ai a doua pregătire? Cuando si, marea dolorii, a și făcut niște rifuri acolo, l-a sunat Orban, domnul Orban, da. L-a sunat pe Fuego, l-a sunat pe Hrușcă și a zis, băi, hai să facem un trio. Să facem un trio și să colindăm virtual pe români. Că mie nu mi-a ieșit ca politician, hai să încercăm cu chitările. Să tragă un concert de colinde sau colinzi. Mă rog. A trecut o zi, da? De la alegeri. Simțiți ceva? Simțiți schimbarea? Am ieșit și el pe stradă. Am ieșit cu copiii în parc. Ne-am plimbat, am făcut niște cumpărături. Oamenii sunt la fel, parcă un pic mai îngrijorați. Că vorba aia, în urma acestor alegeri, Circom avea destul. Cu pâinea, mai vedem. La luminițe, vitrine împodobite, audiuri cu cornițe de ren. Anul ăsta audiurile sunt mai multe decât BMW-urile cu cornițe de ren, știți? Oricum tot noi, de pe noi e greu. Aia au intrat în Parlament cu certurile lor, cu guvernul lor, treaba lor. Guvernul meu, vorba lui Claus. Jocul, ba, uite la noi. Noi trebuie să ne descurcăm. Și trebuie să fim noi uniți. Politica a văzut că mai mult ne dezbină decât ne unește. Și mă gândeam că sunt numerele alea, 8844, atâtea cazuri sociale, atâtea necazuri. Dacă donați 2, 4, 6 euro la unul din numerele de astea de telefon, specificând Casa Share sau Noi Construim un Spital, sau și mai sunt, căutați pe internet, simțim că facem noi ceva cu adevărat. Adică nu suntem la mâna lor, adică noi facem ceva. Uite și ăla din Moldova, un băiat, Casa Share, nu știu, a făcut peste 20 de case la nevoiași. Ceva palpabil, domne, și a făcut din donațiile noastre. La fel, se construiește un spital, cele două doamne care au făcut o mega campanie și acum, de sărbători, și spitalul se ridică și mai doresc să mai construiască în continuare. Deci sunt ocazii în care ne putem dovedi solidaritatea, da? Și rămâne ceva concret în urma noastră. Acum, credeți că le mai arde la ăștia care au ieșit de autostrăzi, de cele 80 de miliarde? Ei spun împărțeală acum, cu Ciolanu, cum pun, pe cine pun. Să-și aleagă după aia în teritoriu reprezentat, să-și facă cabinete parlamentare. Ho-ho, și apoi dacă om avea guvern de bobotează, să-mi ziceți mie cum doriți. Da? Deci noi trebuie să ne descurcăm în continuare, viața merge înainte. Nu-i o problemă. Înainte ca Gina Pistol, că... Nu, acum politică, dar ziarele de cancan cam așa scriu. Gina Pistol, deși gravidă, tot ea face cumpărăturile, mai smiley. Mă, nu mă supăra, mă. E aproape în trimestru 2 de sarcină, dacă nu trece spre 3, îți aduce o fetiță care o să-ți poarte numele Smiley Maria și tu stai până studioul la HH Production, la bere cu băieții, no, ia fă bine, că ai mașină, ia fă bine și du-te tu, umple portbagajul de două ori și mai lasă-o pe Gina să se odihnească. Da, că urmează acum să iei să mai umfle piciorușele, o să doarmă numai pe spate, oboseală ca oboseală, griji. Trebuie să decoreze camera fetiței, să cumpere hăinuțe, probleme. Tu o trimis să cumpere 5 kg de cartofi roșii din Dăbâca, mă, Smiley, mă. Ba, nu ți-i rușine pentru bunul Dumnezeu. Că și fetele sunt puternice, dar nu ca norvegiencele. Șase a rămas. Am început bine și am zis că nu, cred că din cauza mea, recunosc. Am început bine la handball, în campionatul european cu norvegiencele. Am început bine, ba le-am și condus, dar de egal tot timpul. Pe final... Nu știu, s-a tras acum la sorți grupa pentru calificarea la Mondialul din Qatar din 2022. Ce echipe avem! Islanda, Germania, vorba lui tata Puiu, Liechtenstein. Discutăm și despre astea mai încolo, în altă zi. Viitor de aur să avem cu toții și nu uitați, solidaritatea noastră, dincolo de politică și de partid, de faptul că putem face bine pentru semenii noștri, asta trebuie să ne caracterizeze, nu apartenența și culoarea politică. Sănătate multă și o zi frumoasă, o zi de marți fără ceasuri rele.
Cor urma ele ceasuri rele în următorii 4 ani, dar vorba Evei când a părăsit de raiul alături de Adam, Adam e orice ar fi, să nu ne părăsească simțul umorului. Mulțumesc de abonare, mulțumesc că ați venit aici pe canal, să ne vedem cu bine și mâine de la aceeași oră.